Doamnele și domnișoarele care obișnuiesc să meargă pe bicicletă au șansa ca la începutul lunii iunie să se alăture organizatorilor Skirt Bike pentru a promova acest mijloc de transport. Traseul va fi calea Aurel Vlai cu gară, Podgoria și retur, cu menționarea că pe platoul din fața gării ne vom opri pentru o poză de grup, iar alte noutăți sunt că avem foarte multe tombole și premii și fiecare participantă va primi câte un premiu consistent, zicem noi, pentru că sponsorii au fost foarte generoși în acest an cu noi. Mai trebuie menționat că anul trecut am avut undeva peste 250 de participante, iar anul acesta, cu două săptămâni aproximativ înainte de eveniment, deja avem înscrise 210 fete, erau înscrise aseară, ceea ce nu poate decât să ne bucure și vrem să invităm chiar toate arădencele. Înscrierea la Skirt Bike Arad 2014 se va face în ziua evenimentului, începând cu ora 14. În timpul înscrierilor, bicicletele vor fi păzite de către personal autorizat, pus la dispoziție de către organizatori. Plecarea va avea loc la ora 15. Organizatorii evenimentului anunță și premii pentru fiecare participantă, dar și concursuri, tombolă, muzică, fotografii, baloane și alte surprize.